Dacă te abonezi, nu uita să apeși pe clopoțel ca să fii notificat la timp. No, hai, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale, astăzi cu Sergiu. Salut. Și ne-am gândit să facem un episod în care să punem cărți de elixir foarte mare și versus deck-ul lui Sergiu care va conține cărți de elixir foarte mic. Da. Și hai să-l fac. Văd aici cam mușchetarele, level 4, nu contează că la 1v1 parcă... Dă level 7, da. De cei comune sau... Bă, trebuie să excludem legendare, să știu. Bine. Ok, deci fără legendare. Stai așa. Aha. Vrei să-ți faci episodul? Bă, măcar 15 să fie acolo să... 15 pentru că joci, să mai joci? Aha. Asta l-a zis. Fraților, ăsta nu știu cum a ajuns așa repede arena 10. Măcar am ajuns. Da, că e frică să mai dea în arena, deci... Aha. Dacă vreți în episodul următor. Să joci în arena. Să sărgi în 20 la like. Aha. Baft. Așa zice și eu. Bă, nu știu cu ce să începi, de bă. Nu știu, dar eu cred că fac chestia asta. Da. Wow. Cred că te bat. Nu prea credeai că să fac așa ceva, dar... Aul. Da, mă bați, că spamezi într-una. Păi da, am elixir și cum? Stai, măcar să apucăm cum se dau băile elixirul. Nu cred că mai apuc. Bă, dar au dat arcașile alea de-au spart. No, deci prima rundă am pierdut-o, adică da. Nu știu. Aoleu, iar începe. Nu pun iar. Să gândi repede la peca. Aha, stai că mai am ceva. Mai am una să mânec. Golemul sau... No, și mai rău. Ai să... Ce-ai zis? Mai am pecau. A, nu mai am pecau. Nu mai ai. Da. E pârlit. Nașpa. Bă, ăla e are... A, stai că are 6, l-am uitat. E elixir 6 ăsta. Nu mai pun nimic în bubui. Ce crezi că s-a așa prost? Oricum te bag, cred că și cu 3 poți să te bagi cu loser, mă simt mai bine după. Nu te-ai cădere. Stai să vezi ce fac acum, dacă mai am timp. O să te cam sperii puțin la combinația asta. Aș din gura aia. Cobe ce ești. M-am apucat de rele de când era mic. Ăsta n-a avut soluția să mă ridic. Nu mă lasă să câștig, să fiu și eu om cu minte. Așa în tine să merg înainte. Bă! Da. Da, să-și fac. Da. Te-ai dus. Ai profitat de... Gordui. Dau bă, elixir. Da, n-am ce faci. Aparent a mers comeback-ul. No, prima rundă e câștigată. Later, așa. Hai, dă-i. Am făcut și achievement. Tu te băi. Bă, ultima rundă să o facem cu triple elixir. Mamă, nu vreau. Tu ce te ești tu după mă? A, ce faci mă? Pui pompa, aia nu face nimic. Știu că nu face nimic, dar... Așa, bunicule, du-te, bunicule. M-a părlit. Ce? M-a părlit. Cred că te bag în asta. Haide, dați-i la prost. Să câștig și eu ceva. Măcar atât. În covrii. Bă, și negru. No, stai să vezi aici combinația fatală. No, no, nu s-a dus, s-a dus. Dar stai că mai sunt ăia doi. Nu mai sunt. Mersi. Și tu mai rău. Până să pui la titlu un limbaj vulgar. Aha, limbaj licențios, ca băjeți. Așa, mă simt mai bine. Du-te, hai, hai, du-te, 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 taică. Toa. Bă, măcar să se termine 3, măcar un miș, sau să terminăm 3-1, măcar și. Un meci, mă refer. Mamă, dar ce bagă ăsta. Bă, dar vezi că pe caută o zici că simți că bunicul ești de mă. Să-mi mori, a. Fii atent ce schemă îți fac, că și dau băiele elixir. Aoleu. Ai uitat? Da. Uite, bă, dreapă, de aici, că sparg și iPhone-ul ăsta. Că mi-am luat și eu telefon și dugeam. Uite, bă, dreapă. L-ar bubui. Noi, nu eu, idiotule. Bă. Să-ți dau foc cu cherosel. Să mă piși pe tine cu cherosel. Vreau să-i dec de triple elixir. Mă are rost să joc? Nu știu. Și ultima rundă vreau să o schimb, adică să schimb cărțile, că e prea... E prea OP chestia asta. Bă, poate salvez deck-ul ăsta. Te bat! Așa, deck 5 și... Mă gândesc să bag ceva și mai rău. Mai rău? Da. Ia că-mi bag, era să zic eu ceva. Mamă, știi ce e păcat? Ești prost? Nu, știam. Așa, hai că... Bă, e păcat că n-am Mega Knight. Mersi, Doamne, m-ai ascultat? Haide, bă. Imediat să fac deck-ul. Păi vezi că mi-a schimbat deck-ul, nu mai am păr, jucăm ultima rândă cu orice deck. Cu orice deck? Da. Bine, tu ai zis. Își pune prostul toate 4 legendarele? Nu, fac eu așa ceva. Ies din contră, le pun pe toate 5 dacă vreau. Care toate 5? Că am doar 3. A, atunci le 3. Am dreptate? Nu. Imediat să mă refac deck-ul care l-am avut înainte. Bă, dar ce bă, ai avut un rog rău, tot că ți-a picat spartii. Aha. Și așa-ți dori. Da, bă, sincer, chiar mi se pare bun Sparky. Cancerous, e cancerous, dar e bun. Aha. Au, mă doare cap. Stai, deci știu că n-aveam Giant Skeleton, dar ce aveam în loc? Fire Spirit, parcă aveam. Da. M-a luat durerea de cap. Te cred. Tot dau scroll așa și nu știu ce să... ce mai aveam înainte. Stai, mă tot gândesc cu ce... stai că aveam aici un match și istorii cu ce jucam eu. Nu mi-apare match și istorii cărțile. Stai puțin, măcar o carte să mai bag. Să văd ce carte... Valkyrie aveam, mă. Nu găseam Valkyrie, mă. Tu știi că... nu știu cum de frații, nu știu cum să vedeți, avem fix același link. Așa. Mai știi? Mhm. Cum același link? Nu știu. Și bă, și la fel ordonate. Ha. Mamă, bă, fix aceeași tactică în jur. E canceros. Mersi. E triple elixir, profită și își bagă tot felul. Ma, ia uite. Uite-l, domnule, uite-l. No, cum a fost să pierzi 3 meciuri la rând? Bravo, bă! Ce-ai spart? No, și cam ăsta a fost episodul. Stai, atunci, bă, fii atent ce o să fac acum, la final de episod. Yeah. Bag un meci în arenă. Ma! Să dai Dumnezeu să muri. Ia, ui, bă, prost, să văd ce faci. Mă, bă, cred că ai intrat cu decul ăla. Văd ce faci, văd ce bagă ăsta versus Switch. Aha. Knight. Deci, fraților, ăsta am noroc. Normal, mereu am avut. Wow. Ceva, da, will play. Stai, nu știu ce vrea. Cred că ăsta... Nu știu ce o face. Era să scriu ce vrea. Aaa, ce jigos. Dă-i bătaie, doamne, să-l văd mult. No, dar știi care e faza? Că eu am Valkyriu. Că n-ai sau că ai? Am Valkyriu. Ăsta are Wizard de 5, mă. Cum a ajuns ăsta cu Wizard de 5 în arena 10? Sper să pierzi. Nu prea cred că am cum să pierd, că ăsta are Wizard de 5, frate. A dat zap pentru un hit. De ce ar da zap pentru un hit? Băi, ce bine ar fi să vă că spune acum Mega Knight-ul și cu Magical Archer. Mamă, ce m-aș putea. A, păi am Inferno Tower și am și P.K. Nu, a pus Gogu, eu bag ăsta. Aaaa. Bă, ăsta n-are legendare, ești nebun? Will play. Bă, ăsta nu cred că are legendare. Nu cred. Sau are, sau nu folosește. Bă, aparent și-a luat tonă de damage aici, la faza asta. Aici ai un noroc teribil, teribil. Mersi. Dar nu înțeleg ce face asta cu Wizard de 5 în arena asta, frate. Era să zic ceva. I-a dat Inferno Tower, deci puțin l-a luat. Doar puțin l-a atins. Nu, doamne, cu cine mă juc eu? Aha. Aaaa, schema asta făcea el. Degeaba. Îi sparg orice puși la Arabia. Și pușez pe două linii. Doamne, dacă mă auzi, făi ceva, oprește-i netul. Oprește-i netul aici, direct. Uite acum, să-l opresc. Ce bine ar fi. Will play. Asta deja se dă învins. Dar stai, mă, că mai sunt 20 de secunde. Nu crezi. Cred că s-a trage de timp, mă. E, crezi tu? Da, ăsta a tras de timp. Bravo lui. Măcar atâta să fac. Doamne, oprește-i netul. Calculatorul. Dă-i 10 zapuri pe ăla și aia e. Du-te. Stai. Lasă-ți. Pune zap. Ia fac cycle pentru zap. Ce? Stai, cum am câștigat? Nu știu, dar ești bună. Mersi. Nu, și cam... Fraților, mă duc să mă sinucid. No, cam asta a fost episodul de Clash Royale, eu v-am salutat. Я рок-звезда и мне похуй на вас, я не слышу вас вовсе. Мне похуй, эти суки скейтборды, я выгляжу как фараон. В коксе мой конверс, блейзера матери 2007. Я умру в 27 и мой голос, да, я модный как Гоша Рубчинский.